rău acelor vrăjmași și nici nu s-a mâniat asupra lor. Apoi a mers la mănăstirea pe care o zidise moșul său, episcopul Patarelor, și o numise Sfântul Sion. Acolo Sfântul Nicolae era foarte iubit de toți frații, care l-au primit ca pe Îngerul lui Dumnezeu. Fiind însă odată la rugăciune, Sfântul Nicolae a auzit un glas de sus. Nicolae, să intri în nevoința poporului dacă dorești să fii de mine încununat. Acest glas, auzindu-l Nicolae, s-a înspăimântat și cugetat într-un sine. Ce voiește glasul acela și ce cere domnul de la dânsul? Și iarăși glasul i-a spus. Nicolae, nu este aceasta holda pe care trebuie să-mi aduci roadă și pe care o aștept de la tine, ci întoarce-te către oameni ca să se preamărească prin tine numele meu. Atunci Sfântul Nicolae a cunoscut voia lui Dumnezeu, ca lăsând liniștea să meargă să slujească la mântuirea oamenilor. Și nu știa unde se va duce, în patria sa, în cetatea Patara, sau în altă parte. Dar temându-se și fugind de slava omenească cea deșartă, a gândit să se ducă în altă cetate, unde nu-l va cunoaște nimeni. În acea latură a Lichiei era o cetate slăbită care se numește Mira, mitropolia Lichiei. Așa că în acea cetate a venit Sfântul Nicolae, fiind condus de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și nimeni nu-l cunoștea acolo. Și trăia ca unul din săraci, neavând unde să-și plece capul. El nu se ducea decât în casa Domnului, având liman numai pe Dumnezeu. În acea vreme s-a mutat la Dumnezeu arhiereul cetății Mira, Ioan, arhiepiscopul, și mai întâi șezător pe scaun în toată țara Lichiei. Atunci s-au adunat toți episcopii țării aceleia în Mira ca să aleagă un bărbat vrednic pentru acel scaun. Neștiind pe cine să pună, au hotărât să facă rugăciune pentru a afla care este vrednic să fie păstor peste toată Lichia. Domnul, făcând voia celor ce se tem de el și ascultând rugăciunea lor, a descoperit bunăvoirea sa unuia din episcopii aceia care era mai bătrân. Acesta, stând la rugăciune, i s-a arătat un bărbat luminat, poruncindu-i să meargă de cu noapte și să stea lângă ușile bisericii și să ia seama cine va intra mai înainte decât toți în biserică. Pe acela trebuiau să-l pună arhiepiscop, iar numele bărbatului era Nicolae. După acea vedenie, episcopul a stat la locul acela unde i s-a poruncit în vedenie și aștepta venirea bărbatului dorit. Deci, când a fost vremea utrenii, Sfântul Nicolae, îndemnat de Duh, a ajuns mai înainte decât toți la biserică. Intrând în pridvor, episcopul l-a întrebat. Cum te cheamă, fiule? Da, Sfântul Nicolae tăcea. Episcopul l-a întrebat iarăși. Sfântul i-a răspuns cu blândețe. Nicolae mă cheamă pe mine, stăpâne, robul sfinției tale. Acel dumnezeiesc bărbat, care a auzit acel glas blând, a priceput pe de-o parte, după numele care îi se spusese în vedenie, că se numește Nicolae, iar pe de alta, prin smerenia lui, că Sfântul a răspuns cu blândețe. Și a cunoscut că acela este cel pe care îl binevoiește Dumnezeu a fi mitropolit al bisericii din Mira. Căci știa spre cine caută Domnul, cum zice Scriptura, pe cel blând și tăcut și spre cel ce se cutremură de cuvintele mele. Atunci s-a bucurat foarte și luându-l de mână, i-a zis, urmează-mă, fiule! Și l-a dus cu cinste la episcopi. Iar ei, umplându-se de mulțumire dumnezeiască și de mângâiere duhovnicească, l-au adus în mijlocul bisericii. Iar episcopul care avusese vedenia a zis cu glas mare către toți. Primiți, fraților, pe păstorul vostru pe care vi l-a ales vouă Duhul Sfânt și căruia i-a încredințat desăvârșit povățuirea sufletelor voastre, pe care nu alegerea omenească, ci judecata lui Dumnezeu l-a adus aici. Iată, acum avem pe cel pe care l-am dorit și căutat. L-am aflat și l-am primit.
La început, Sfântul Nicolae nu vrea să primească această dreaptă, nesuferind lauda omenească. Însă fiind rugat de tot soborul cel sfințit și de cel mirenesc, chiar fără voia lui, l-au ridicat pe scaunul arhieresc. Căci printr-o vedenie dumnezeiască a fost îndemnat la aceasta. Despre această vedenie, Sfântul Metodie, patriarhul Constantinopolului, spune astfel. Într-o noapte, Sfântul Nicolae a văzut pe Mântuitorul nostru într-o slavă, stând aproape de dânsul și dându-i Sfânta Evanghelie, care era împodobită cu aur și cu mărgăritare, iar de partea cealaltă a văzut pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu, punând pe umerii lui omofor arhieresc. După vedenia aceea, trecând puține zile și răpăsând Ioan, arhiepiscopul mirelor, Nicolae a fost ales arhiepiscop al acelei cetăți. Aducându-și aminte de acea vedenie și văzând bunăvoirea lui Dumnezeu și rugăciunile soborului, a primit păstoria Lichiei. Numai că vicleanul, nerăbdând a vedea credința cea bună înflorind în oameni, a ridicat prigoană asupra Bisericii lui Hristos prin păgânii împărați ai Romei, Diocletian și Maximian. De la ei a ieșit atunci poruncă prin toată lumea ca toți credincioșii să se lepede de Hristos și să se închine idolilor, iar cei ce nu se vor supune să fie siliți cu chinuri prin temnițe și cu munci grele, apoi, în sfârșit, cu moarte grea să fie pedepsiți. Și acest vifor a ajuns și în cetatea Mira, iar fericitul Nicolae a fost și el închis în temniță împreună cu mulți creștini. Petrecând aici multă vreme, a pătimit multe rele, răbdând foame, sete și toate cele rele ale temniței. Pe cei împreună închiși cu el, îi hrănea cu cuvântul lui Dumnezeu și adăpa cu apele cele dulci ale bunei credințe, sporind întrânși credința în Hristos. Apoi, venind împăratul Constantin, a eliberat pe creștini și printre ei și pe Sfântul Nicolae. Ei, dar ia să vedem ce minune a mai făcut Sfântul Nicolae. S-a întâmplat ca în țara Lichii să vină o foamete mare, lipsindu-se de tot felul de hrană, iar poporul murea pe capete de foame. Atunci Sfântul Nicolae s-a arătat noaptea în somn unui neguțător din Italia, care umpluse o corabie cu grâu, vrând să meargă cu ea în altă țară. Și dându-i 3 galbeni arvună, i-a poruncit să meargă în cetatea Mira și acolo să-și vândă grâul. Deșteptându-se neguțătorul din somn, a găsit în mâna sa 3 galbeni și s-a înspăimântat de visul acela. Așa că a făcut cum i s-a poruncit și a pogorât în cetatea Mira și a vândut grâul celor ce erau în trânsa, netăinuind arătarea Sfântului Nicolae ce i s-a făcut lui în somn. Și auzind cele istorisite, au dat slavă și mulțumire lui Dumnezeu și fericeau pe marele arhiereu Nicolae, pe hrănitorul lor cel minunat. Odată, pe niște corăbieri care pluteau de la Egipt spre părțile Lichiei, i-a prins o furtună mare, încât și pânzele au fost rupte și aruncate jos, iar corabia era pe punctul de a se sfărâma de valurile cele mari. Toți erau speriați de moarte. Când și-au adus aminte de marele arhiereu Nicolae, pe care niciodată nu-l văzuseră, decât nu mai auziseră de dânsul, că este grabnic ajutător celor ce-l cheamă în nevoi, și l-au chemat în ajutor. Iar Sfântul îndată s-a arătat lor și a intrat în corabie zicând: iată, m-ați chemat și am venit ca să vă ajut, deci nu vă temeți. Apucând cârma, se vedea cum cârmuiește corabia. Apoi a certat vântul și marea, precum și Domnul nostru dinioară, care a zis: cel ce crede în mine și lucrurile care le fac eu, acela le va face. Astfel, credinciosul rob al Domnului poruncea mării și vântului și acelea îi erau ascultătoare. Ei, la adânci bătrânețe, fiind plin de zile bune, și-a dat datoria cea de obștea firii omenești, bolind puțin cu trupul, apoi
și a săvârșit bine viața sa vremelnică. Deci a fost petrecut cu bucurie și cu psalmi la viața cea neîmbătrânită și fericită, însoțindu-l sfinții îngeri și întâmpinându-l cetele sfinților. Lângă cinstitului trup, adunându-se episcopi de prin toate cetățile în mulțime fără număr, l-au pus cu cinste în biserica cea sobornicească a mitropoliei Mirelor, în ziua a 6-a a lunii decembrie. Apoi se săvârșiră multe minuni de către sfintele moaște ale plăcutului lui Dumnezeu. Odată, niște bărbați credincioși, de la gura râului ce se numește Tanais, au auzit de moaștele cele izvorătoare de mir și vindecătoare ale arhiereului lui Hristos Nicolae, care se afla în mira cetatea Lichei, s-au sfătuit să meargă pe mare acolo pentru închinăciune. Umplând corabia cu grâu, voiau să pornească. Dar vicleanul diavol, care era sălășluit mai înainte în capiștea Artemidei și pe care îl izgonise de acolo sfântul Nicolae risipind capiștea, simțind că vrea să plece corabia către Marele Părinte, mâniindu-se pentru risipirea capiștei și pentru izgonirea sa de acolo, se sârguia să se răzbune asupra sfântului. Astfel, diavolul s-a prefăcut în chip de femeie și se făcea că poartă un vas plin cu un de lemn și le spunea lor: eu aș fi vrut să duc acestea la mormântul sfântului, dar mă tem pe mare că nu este cu putință unei femei neputincioase ca mine și bolnavă cu stomacul să trăsnească să călătorească pe atâtea valuri pentru aceea rogubă pe voi. Luând vasul acesta, să-l duceți la mormânt și să turnați un de lemn în candela sfântului. Zicând diavolul acestea, a dat vasul în mâinile acelor iubitori de Dumnezeu. Nu se știa cu ce fel de vrăj era amestecat acel un de lemn. De aceea, neștiind lucrarea cea diavolească, au ascultat cererea vicleanului, au luat vasul cu un de lemn și, pornind de la mal, în ziua aceea au plutit bine. A doua zi însă a început a sufla vântul dinspre miază noapte și multe zile au purtat corabia pe valuri și ei se gândeau atunci să se întoarcă înapoi. Atunci însă li s-a arătat sfântul Nicolae plutind într-o barcă mai mică și le-a spus: unde mergeți, bărbaților? Pentru ce ați lăsat calea ce vă stă înainte și vă întoarceți? În mâna voastră este a potoli viforul și a face cu răbiei calea ușoară, căci este diavolească cea rea măestrie care vă împiedică în călătoria voastră, că nu o femeie v-a dat vasul, ci însuși diavolul. Deci aruncați-l în mare și îndată veți avea calea cu bună sporire. Auzind acestea, bărbații au luat vasul și l-au aruncat în mare. Îndată a ieșit de acolo un fum negru și pară de foc, care au umplut văzduhul de miros greu, iar marea se desfăcu și apa fierbea din adânc, clocotea. Iar picăturile apei erau așa ca niște scântei de foc. Tare s-au temut cei ce erau în corabie și țipau de frică. Dar ajutorul care se arătase lor, poruncind să îndrăznească și să nu se teamă, a alinat marea. Apoi, pe călători, izbăvindu-i de frică, i-a făcut a pluti fără primejdie spre Lichia. Ei, multe minuni a făcut sfântul Nicolae pe mare și pe uscat. Am să-ți mai spun acum o minune pe care a făcut-o sfântul Nicolae cu fiul lui Agricola, pe nume Vasile. Aceștia trăiau în țara Antiohiei, aproape fiind de Saraceni. Agricola și toată familia lui aveau mare credință pentru sfântul Nicolae. De aceea, în toți anii, la pomenirea sfântului, petrecea acea zi cu prăznuire și punea mese multe și lungi, așa, pentru săraci, pentru vecini, prieteni și pentru alții.
Era o biserică zidită în numele Sfântului Nicolae, cam departe, și tot acolo, în tot anul, se adunau noroadele la pomenirea Sfântului Nicolae. Într-un an, la slăvita lui pomenire, venind mult popor la praznic în sfânta lui biserică, atunci, binecredinciosul acela Agricola l-a trimis pe fiul său Vasile cu slujile sale și i-a spus: „Mergi, fiule, la biserica Sfântului Nicolae și să faci după obicei precum te-am învățat noi, iar după aceea să te întorci în casa noastră la masă, pentru că eu și maica ta vom rândui cele ce sunt de trebuință săracilor.” Auzind acestea, Vasile s-a dus cu bucurie către biserică. Când era însă în vremea cântării utreniei, fără de veste, au năvălit sarasinii și, înconjurând biserica, au robit tot poporul, printre care era, bineînțeles, și Vasile, fiul lui Agricola. Și i-au dus pe toți în insula Creta. Vasile, fiindcă era foarte frumos, a fost vândut lui Amira, dregătorul, care i-a poruncit să se afle pururea înaintea feței lui. Părinții lui Vasile, auzind acestea, au început să plângă și să se tânguiască. După 3 ani de plâns, și-a adus ei aminte de Sfântul Nicolae și a început cu rugăciuni către Sfântul să-i scoată din această grea deznădejde și din acest necaz. Și-au mers cu multă bucurie la biserica Sfântului Nicolae. Apoi, după ce au făcut după obiceiul prăznuitorilor, s-au întors la casa lor, chemând la cină pe rudele lor, pe vecinii cei de-aproape, au pus masa și au început a mânca într-o slava lui Dumnezeu, pomenind minunile Sfântului Nicolae. În timpul cinei, au început câinii a lătra cu o mare pornire. Agricola a zis slugilor sale: „Mergi și vedeți de ce ne nevoiesc câinii, poate e o fiară sau altceva.” Slugile, ieșind afară, n-au văzut nimic. Câinii însă continuau să latre. Agricola a luat lumină și a mers ca să vadă cu ceilalți și a văzut un om în mijlocul curții, stând în haine turcești și cu un pahar în mână. În timp ce Agricola se uita la dânsul cu mirare, l-a recunoscut ca fiind fiul său, Vasile. „Fiul meu, Vasile, iată acum te văd cu adevărat. Tu ești fiul meu sau o nălucă mi se arată?” Tânărul Vasile i-a răspuns de grabă: „Eu sunt tată, fiul tău, pe care sarasinii l-au robit și l-au dus în Creta.” „Dar cum ai scăpat, fiule, din mâinile sarasinilor celor fără de Dumnezeu? Cine te-a ajutat? Spune!” „Tată, nu știu decât că așa cum stăteam în fața dregătorului sarasinilor, nu știu cine, cineva puternic, m-a răpit așa cum mă aflu cu paharul acesta pe care îl am încă în mână, și am văzut pe Sfântul Nicolae care m-a așezat în locul acesta.” Auzind acestea, tatăl l-a luat de mână și l-a dus cu bucurie în casă la mama lui. Și am să-ți mai spun o minune, minunea Sfântului Nicolae cu un covor. Era o dată un om cu numele Nicolae în cetatea numită Constantinopol, care se hrăna din osteneala mâinilor lui și era credincios lui Dumnezeu și avea rânduiala lui să nu treacă ziua Sfântului Nicolae fără pomenire. Și aceasta o făcea pentru că auzea în Sfintele Scripturi grăind: „Cinstește pe Domnul prin toate ale tale drepte osteneli.” Ajungând la adânci bătrâneți, dar și la sărăcie, nemai putând lucra și apropiindu-se ziua Sfântului Nicolae, se gândea ce va face. Atunci bătrânul a zis către soția sa: „Femeie, iată, a sosit la noi ziua cea iubită a arhiereului lui Hristos, Nicolae. Deci ce vom face, că fiind lipsiți, nu avem cele de trebuință pentru această zi sfântă?” Credincioasa femeie i-a răspuns: „Știi, iată,
ne-au ajuns bătrânețile și azi mâine va veni sfârșitul. Așa că să nu-ți abați mintea ta de la dragostea cea spre Domnul și către Sfântul Nicolae. Iată covorul acesta, mergi, vinde-l și cumpără toate cele de trebuință pentru pomenirea Sfântului. N-avem nimic de lăsat nimănui, pentru că n-avem nici copii, nici rude. Mergând bătrânul cu covorul prin mijlocul uliței, s-a întâlnit cu un bătrân care l-a întrebat: ei, prietene, dar unde te duci? Apoi tu unde să mă duc? Am trebuință să mă duc până la târgul de vânzări. Bine faci, da, ia spune-mi, cu cât vrei să dai covorul tău? Pentru că eu vreau să cumpăr un covor ca acesta. Apoi, când l-am luat întâi, am dat pe el 8 galbeni, iar acum cât îmi vei da, atât voi primi. Eh, 6 galbeni, e bine? Dacă vei da, voi lua cu bucurie. Și punând mâna în buzunarul său, acel bătrân a scos galbenii și Sfântul Nicolae, căci el era, i-a dat acei 6 galbeni mari și a spus: primește, prietene, acești galbeni și dă covorul. Bătrânul a luat galbenii cu bucurie și i-a dat covorul. Sfântul Nicolae a luat covorul și s-a dus acasă la bătrân. A găsit-o pe femeia acestuia și a spus: fiindcă bărbatul tău mi-este prieten de demult, m-am întâlnit cu el și m-a rugat: fii bun și du acest covor la femeia mea, că eu am altă treabă. Deci, iată covorul, păzește-l. Și zicând acestea, s-a făcut nevăzut. Femeia, luând covorul, de frică și văzând în fața ei așa un bărbat cinstit și cu lumină strălucind, n-a îndrăznit să-l întrebe: tu cine ești? Dar s-a supărat pe bărbatul ei, socotind că a uitat sfătuirea ce-o făcuse cu dânsa. Când s-a întors bărbatul ei, l-a certat și-l ocăra cu cuvinte grele: să te duci de la mine din ziua aceasta, tu care ai mințit Sfântului Nicolae, că nu-i mincinos Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel ce-a zis. Nimeni care pune mâna pe plug și se uită în dărât nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Ia-ți covorul și să nu te mai învăț, pentru că ai mințit Sfântului. Bătrânul, auzind acestea și văzând covorul său, se minuna și nu pricepea ce să răspundă soției sale. Stând el gândindu-se așa îndelung, a înțeles că este o minune făcută de Sfântul Nicolae. Și bătrânul a zis atunci cu mare bucurie: slavă ție, Hristoase Dumnezeule, cel ce faci minuni prin minunatul tău Sfânt Nicolae. Femeie, spune-mi, cine ți-a adus ție acest covor, bărbat sau femeie, bătrân sau tânăr? Cum cine? Un om luminat în chipul unui cinstit bătrân, cu o față strălucitoare, și care mi-a zis că-i prieten cu tine și să iau acest covor. Da, să spun drept, eu n-am îndrăznit să-l întreb, tu cine ești? Auzind acestea de la soția sa și arătând femeii aurul ce rămas și cele cumpărate de trebuință pentru cinstirea Sfântului, a mai zis bătrânul: viu este Domnul, că cel ce a cumpărat covorul de la mine, acela este cu adevărat Sfântul Nicolae, că el a adus covorul iarăși la casa noastră pentru noi săraci și smeriți robii săi. Și îndată au strigat ca dintr-o gură amândoi:
mulțumind lui Dumnezeu și lăudând pe marele arhiereu Nicolae, ajutătorul cel grabnic al tuturor celor din nevoi. Și care, bineînțeles, îl cheamă pe el cu credință. Hei, Petrică, acum trebuie să ne întoarcem acasă, pentru că știi că a venit Sfântul Nicolae la tine? Da, a venit? Îngerașule, du-mă mai repede acasă, vreau să văd ce mi-a adus Sfântul Nicolae. Petișor, Petrică, scoală pui, bunicii, ce-i cu tine? Ce tot spui tu prin somn? Da, bunică, unde-i îngerașul? Unde-i trasurica? Unde-i... Am visat. Vai, bunică, ce vis frumos am avut. Și uite, a fost Măș Nicolae aici. Am adormit și ia uite ghetele încărcate de bunătăți. Uite și jordița. Ce frumoasă e. Până și jordița de la Moș Nicolae e așa de frumoasă, aurită și cu fundă roșie. O, bunică, ce rușine mie. Sfântul mă ceartă cu atâta blândețe și dragoste. Să știi, bunică, să știi că de acum nu mai fac nicio răutate. Sau, oricum, am să mă străduiesc mai mult să fac cât mai puține, bunică. Îți promit. Bine, petișor, bine. Dragii mei, cred că l-așteptați și voi pe Sfântul Nicolae cu aceeași nerăbdare și dragoste ca și Petrică. Iar eu vă doresc să primiți o nuielușă cât mai mică.